Bună seara și bine v-am găsit la un nou interviu Focus Press. Ieri a avut loc ședința de Consiliul Local Municipal aferentă lunii iulie, unde au fost mai multe proiecte interesante pe ordinea de zi și vom discuta despre câteva dintre ele cu consilierul local PNL Costina Vătavului. Bună ziua și bine te-am găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Printre proiecte, cel mai dezbătut a fost rectificarea bugetară. Au fost tăiate sume alocate pentru mai multe proiecte de investiții, SF-uri, dar totuși vreau să ne explicați de ce a fost nevoie de această tăiere. Trebuie să înțelegem că la o rectificare nu doar se taie bani. Banii sunt transferați de la un capitol la altul, de la un capitol bugetar la altul. Faceți referire la niște tăieri de la niște studii de fezabilitate în mare parte. Și din câte am înțeles, pentru că și eu m-am informat și am întrebat aparatul primarului despre ce este vorba, este vorba despre niște studii care deja s-au făcut și în anumite situații au fost bugetate sume mai mari și acele resturi care nu au fost folosite se vor muta la alte capitole. Dar mai sunt și cazuri unde anumite proiecte, am văzut la creșterea eficienței energetice la anumite blocuri, acele sume se vor disponibiliza de tot, se vor muta în alte capitole pentru că acele proiecte probabil nu vor primi finanțare anul acesta. De aceea banii este bine să fie mutați și folosiți în alte părți. Vă dau câteva exemple. La capitolul învățământ avem o creștere de alocare financiară, la fel și la sănătate. Și în primul rând, marele impact a fost la termie, pentru că a trebuit și în această rectificare să ajutăm termia din Constanța, ceea ce înseamnă care este compusă din CET și componenta CET și RADET, termocentrale și RADET. Suntem alături de acest proiect, vedeți că facem niște eforturi foarte mari în ultimele luni, de la schimbarea rețelei de transport și rețelei de distribuție până la construirea unui nou CET. Până vom finaliza această procedură și vom avea un nou CET și o singură societate care se va ocupa de producere, transport și distribuție, trebuie să fim alături de aceste societăți și să le ajutăm să funcționeze. Proiectul unui nou CET este și el așa într-o linie dreaptă, să da, zicem. Da, da, da. Cam când preconizați că ar începe construcția propriu-zis? Eu cred că într-un an de zile va începe construcția. Acum durează destul de mult pentru că este un proiect amplu, partea de proiectare, dar cred că cam într-un an de zile, pentru că este pe repede înainte, cei de la minister ne-au oferit tot suportul, am rezolvat problema terenului și preluării activului. Domnul primar a făcut foarte multe drumuri la București. Deci cu acest proiect suntem în linie dreaptă, avem pregătită și partea de cofinanțare. Eu zic că într-un an de zile sperăm să avem și lucrările efective în teren. Deci dacă totul merge bine, la anul pe vremea asta ar putea începe construcția. Un alt proiect a vizat reabilitarea urbană a terenurilor situate în zona stradei la Basarab, spunem zona aici, liceul teoretic Ovidius, ca să înțeleagă și cititorii. Acolo va fi și o expropiere și voiam să vă întreb, credeți că acest lucru va îngreuna începerea proiectului? Cu siguranță, dar este un lucru benefic pentru Constanțeni. Din câte știu, acel teren fix în mijlocul lui are un proprietar, există o proprietate privată. Acolo au fost niște garaje care au fost dezafectate. Se dorește ca acea zonă să fie refăcută și redată constanțenilor. Știm cu toții că în centrul orașului este nevoie de mai multe locuri de parcare. Acest lucru se întâmplă și în celelalte cartiere. Știu aici de la colega mea, consilierul local Mihaela Andrei, că a discutat cu oamenii, chiar și domnul primar și domnul viceprimar au fost în zonă. Oamenii își doresc această parcare, dar pentru a se realiza un proiect complet, să facem o parcare care să nu aibă o proprietate privată în mijlocul ei, trebuie să parcurgem și la această procedură de expropiere. Oamenii au fost un pic speriați atunci când primarul altul de consiliere a mers să discute cu ei. Spuneau că acolo se face un bloc, precizând că este vorba de un teren de aproximativ 200 de metri pătrați, nu este mai mult, dar erau speriați că se va face bloc. Eu îi înțeleg perfect pe oameni, pentru că vedem istoria Constanței unde, într-adevăr, pe orice petic de pământ s-a construit câte un bloc. Istoria destul de îndepărtată, sper eu, să rămână așa. Și oamenii, da, într-adevăr, și eu când am fost în cartiere și am discutat cu ei și am identificat terenuri unde se puteau face investiții publice, oamenii în prima fază s-au întrebat, dar nu se construiește ceva, nu vreți să faceți ceva cu terenul ăsta, să facă vreun bloc, să facă vreo investiție privată. Deci oamenii încă au chestia asta pentru că au existat astfel de exemple negative. Da, aici se dorește un proiect public
de interes local pentru acei locuitori din zonă și cred că este foarte benefic. Pentru acel teren au fost luate în calcul două opțiuni. Una vizează o parcare la sol, ce ar însemna un cost de aproximativ 1,2 milioane de lei, dar și o parcare supraterană, că tot nu avem nicio parcare supraterană până acum, ce ar însemna 6 milioane de lei. Pe care din cele două le vedeți viabile, să spunem așa? Aici aș face o consultare, din nou, o consultare cu locuitorii din zonă, pentru că avem un exemplu la Casa de Cultură cu parcarea supraetajată, care este în faza cea mai avansată. Pe lângă aceasta, pe axul Lăpușneanu, unde, conform noilor reglementări, se vor desființa ceva locuri de parcare, avem niște studii făcute de experții BERD pentru a identifica locuri, au identificat deja cel puțin 9 locuri unde se pot construi parcări supraetajate, au făcut niște studii. Sunt zone și zone. Sunt zone unde oamenii agrează astfel de parcări și zone unde oamenii sunt reticenți. Vă dați seama, este mai confortabil să parchezi într-o parcare simplă, să nu urci până la etajul 3 pe o parcare modulară sau o parcare făcută pe schelet metalic. Dar depinde de capacitatea zonei și dacă este nevoie de o astfel de parcare. Eu zic că la un moment dat o să trebuiască să mergem puțin pe partea asta de mobilitate urbană, să conștientizăm că nu putem să facem atâtea locuri de parcare câte mașini sunt în oraș, să începem să renunțăm încet, încet la mașini, să începem să mergem cu mijloacele de transport în comun și cu mijloace alternative, să folosim bicicleta. Și e decizia locuitorilor din zonă, pentru că vedem în orașele europene cum din ce în ce mai multe exemple pozitive se renunță la parcări, se renunță la străzi și se fac spații verzi sau se fac linii de tramvai ecologice. Că tot ați menționat proiectul de la Casa de Cultură, parcarea, proiectul care este cel mai avansat. Acolo locuitorii, mă rog, unii din ei, s-au împotrivit și nu au vrut, pentru că au spus că le limitează vederea la parc, le obstrucționează soarele, ceva de genul. Deci nu au vrut, nu toți au vrut. Ce să vă zic, eu sunt un consilier care aproape zilnic stă în teren și discută cu locuitorii sau cu oamenii din zona mea. La fiecare proiect există și păreri pro și contra. Eu cred că acolo majoritatea își doresc acea parcare și este un proiect pilot pentru Constanța și doar așa putem rezolva problema parcărilor din cartiere. Sunt, într-adevăr, sunt și voci contra. Haideți să vedem cum va decurge proiectul. Proiectul este în linie dreaptă, nu mai poate fi oprit acum. Eu zic că... În ce stadiu a ajuns? O documentație. Încă nu a început construcția acestuia. Suntem la faza de documentație. Deci aici, poate la anul, poate vor începe lucrările. Să sperăm. Eu cred că va fi o execuție a lucrărilor destul de rapidă, fiind pe structură metalică. Este un proiect care a mai fost realizat, în un model de proiect care a mai fost realizat și în alte țări. Deci nu e ceva nou. Da, și sperăm că va decurge destul de repede. Tot în ședință de Consiliu ați aprobat și planul urbanistic zonal pentru reamenajarea piațetei de la gară. Ce prevede proiectul și care sunt următorii pași? Proiectul arată foarte bine din poze. Ați văzut, sunt foarte multe spații verzi, există și o parcare supraetajată, refacerea tramei stradale, trotuarelor, mobilier urban. A fost consultație publică pentru acest proiect. Eu vă zic personal că am discutat cu foarte mulți oameni, nu locuiesc foarte departe de această zonă. Cu toți cu care am discutat și prima fază au fost chiar niște păreri, hai să zic, nu neapărat negative, dar erau reticenți oamenii. Au fost, pentru că a avut loc și o dezbatere publică, da. Și au venit câțiva și comercianți, uh-huh, din zonă și locuitori care nu aveau o părere bună despre acest proiect. Am văzut și ieri în ședința de Consiliu Local că au fost și păreri pro și contra, dar oamenii cu care am discutat eu și după ce le-am prezentat proiectul și le-am prezentat pozele și tot ce cuprinde acel proiect, oamenii au zis, băi, dacă e așa, este în regulă și nu vedem decât o înflorire a zonei și un lucru care ne ajută și pe noi, crește zona, cresc valorile imobilelor, arată bine, oamenii o să iasă mai mult la plimbare, o să petreacă timpul în aer liber, în parcul de la gară și așa mai departe. Deci un proiect bun pentru Constanța. Da, cu siguranță un proiect bun și v-am spus, mie îmi place cum arată. Foarte mult spațiu verde și reabilitarea infrastructurii chiar arată bine. La început am vorbit de rectificarea bugetară. O parte din acești bani se vor duce și către Clubul Sportiv Municipal Constanța. La fel ați aprobat
rectificarea Consiliului Dreptului de Administrare în favoarea liceului sportiv asupra imobilului de la Badea Cărțan, adică baza sportivă de la Badea Cărțan, va intra în administrarea clubului sportiv municipal. Exact. La fel, 10 milioane de lei se vor duce către clubul sportiv municipal. Acești bani vizează reabilitarea bazei sportive? Vă dați seama că ei, când au făcut solicitarea de preluare, s-au gândit și l-au prins și această reabilitare. Știu că acest proiect face parte și din acele proiecte, 10 proiecte de bugetare participativă, și acolo a fost prins o sumă de 500.000 de lei pentru reabilitarea acestei săli. Deci sursa de finanțare se va identifica imediat. Eu cred că este corect să fie la Clubul Sportiv Municipal acea bază. Trebuie neapărat reabilitată, pentru că ea încă a mai fost folosită în ultimii ani și nu erau deloc condiții în regulă. Clubul Sportiv Municipal dezvoltă din ce în ce mai multe ramuri, are peste 20 de ramuri active. Tinerii sunt din ce în ce mai apropiați de acest Club Sportiv Municipal. Avem și rezultate, avem și primele medalii, au venit în această vară primele medalii. Și eu zic că e un lucru bun, că avem o primă bază. Noi am făcut solicitare și pentru celelalte baze sportive din oraș care nu aparțin municipalității, nu aparțin în Consiliul Local. Le-am solicitat să le preluăm, să le bugetăm și să putem să le renovăm ca să poată fi date în folosință. Una dintre ele este baza Triunghi, care la fel este lăsată în paragină de ani de zile. Sunt foarte multe, inclusiv Palatul Copiilor, sunt foarte multe. Însă Ministerul Justiției nu a dat aviz pozitiv preluării acestor baze. Cred că Ministerul Finanței. Ministerul Finanței nu a dat aviz nimic. Da. Așteptăm. Încă am întrebat și noi la Patrimoniu, așteptăm un răspuns oficial, la fel am auzit și eu, dar nu sunt 100% sigur că s-a blocat acolo. Așteptăm, încă sunt în curs de solicitare, este în curs de avizare, așteptăm un răspuns oficial să vedem ce se întâmplă. Eu cred că până la urmă vom merge la minister ori de câte ori este nevoie, domnul primar se va duce, împreună cu domnul viceprimar, și vor găsi o soluție să le luăm, pentru că ele trebuie să aparțină municipalității, să fie repuse în circuit și să fie folosite de acești tineri sportivi. În legătură cu aceste aspecte, și noi am făcut o solicitare la Ministerul Finanțelor și am întrebat de ce a dat aviz negativ și așteptăm și noi răspunsul. Posibil să nu fie încă gata justificarea să fie finalizată. De aia nici noi nu avem acces la o astfel de informație. Am solicitat-o și nu ni s-a pus la dispoziție. Dar vom fi ambițioși și nu ne vom lăsa, chiar dacă va fi acest aviz, probabil vor veni și niște clarificări, vom încerca să îndeplinim tot ce scrie în acele clarificări și să revenim cu solicitarea, dacă există această problemă. În Constanța se lucrează de foarte mult timp. Avem foarte multe șantiere. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Per total un lucru pozitiv. Șantiere înseamnă investiții, înseamnă că vom reabilita infrastructura, vom reabilita parcurile, unitățile de învățământ, avem investiții în sistemul sanitar. Oamenii pentru prima dată vorbeam per total. Oamenii cred că nu sunt mulțumiți de felul în care se derulează anumite lucrări, dar eu sunt sigur că oamenii sunt mulțumiți că se fac investiții, că sunt sume foarte mari de bani alocate pentru aceste investiții. Mă uitam, e un paradox totuși. Pentru prima dată administrația nu mai are problema banilor, pentru că s-au găsit surse de finanțare, fonduri europene, fonduri guvernamentale, investiții din bani de la bugetul local. Pentru prima oară avem banii, dar lucrurile merg greu la partea de execuție a lucrărilor. Mă uitam la un interviu al domnului Bolojan, care a fost primarul Oradei și acum este președintele Consiliului Județean, și spunea: principala problemă în România este modul în care se fac proiectările și studiile de fezabilitate. Se fac foarte pe repede înainte, în baza acestor studii se fac caietele de sarcini și după ce începe execuția lucrărilor ne dăm seama că trebuie modificat proiectul de cel puțin 10, 20, 30 de ori. Vă dau un exemplu, Bulevardul Lăpușneanu. Nu mai spun că au fost 3 proiecte pe fonduri europene care s-au suprapus pe acel bulevard. A fost proiectul Raja de schimbarea conductelor, proiectul Termiei de schimbarea magistralei și proiectul de reabilitare a bulevardului, proiectul primăriei, la fel. Au fost 3 proiecte. La proiectul primăriei au fost cel puțin 30 de modificări. Să modifici proiectul în timpul jocului și să renegociezi, să rediscuți contractele cu executanții, vă dați seama că este destul de complicat. Deci cumva totul pleacă de la partea de proiectare. Proiectarea este foarte importantă. Noi în România se fac destul de repede proiectările. Am înțeles că în țările din Uniunea Europeană sau alte țări care sunt un exemplu de bune practici, durează cel puțin un an de zile proiectare. La noi se face și într-o lună, două luni de zile.
Asta poate și din dorința de a demara cât mai repede corect, lucrările. Dar când sapi bulevardul Alexandru Lăpușneanu și te aștepți să fie ciment sau piatră și găsești pământ, e o problemă pentru că trebuie să modifici proiectul. Când vezi că pe malul parcului Tăbăcăriei nu există un zid de sprijin și că se poate surpa tot trotuarul și trebuie modificat proiectul, este o problemă care întârzi aceste lucrări. Asta spuneam. Suntem într-un moment bun pentru că există bani pentru investiții, s-au demarat foarte multe proiecte. Din păcate, constructorii și modul în care s-au realizat aceste proiecte nu a fost cel mai fericit în anumite cazuri. Sunt și constructori care au dus proiectele bine la capăt sau s-au mișcat bine până acum. Cu toții resimțim acest disconfort. Poate e mai bine că au fost toate odată. Cât va mai dura? Mare dintre ele trebuie să fie finalizate la sfârșitul acestui an. Se închide exercițiul financiar, ele trebuie să recepționate și finalizate. Se vede că pe multe dintre acestea se lucrează și se duc spre o finalizare. Eu îmi doresc să le văd gata cât mai repede. Partea mea de consilier și a colegilor mei din Consiliul Local este să votăm aceste proiecte, să căutăm finanțarea. Mai departe, execuția lucrărilor e urmărită de aparatul primarului și cei care au câștigat aceste contracte la licitație trebuie să-și facă treaba, din punctul meu de vedere, pe viitor mai bine. Ați spus mai devreme că ieșiți pe străzi și vorbiți cu oamenii. Nu doar dumneavoastră, și ceilalți consilieri. Împreună cu colegii, cel puțin colegii mei din PNR, colegii consilieri locali și nu numai, avem și colegi care nu sunt consilieri locali și ies și au ales câte un cartier. Și da. Ce nevoie au oamenii? Ce vă spun? Oamenii vor să aibă cartiere îngrijite. Există probleme specifice ale cartierelor și există problemele generale care se întâlnesc în tot orașul. Avem problemele cu ghienele de gunoi. Oamenii vor neapărat să facem ceva. Avem, cred că s-a finalizat licitația pentru acele ghiene modulare care vor intra în pământ, vor fi înlocuite aceste ghiene unde vin oamenii, străzii, împrăște gunoi, fac vizerie. Da, centrele acelea de colectare selectivă. Exact. Nu, vor fi vreo peste 200 de insule care vor fi montate, cred eu, că la sfârșitul acestui an. Toaletarea pomilor, acum e partea de dezinsecție, montarea de băncuțe, reabilitarea unui spațiu verde, locurile de parcare, iarăși. Astea sunt probleme pe care le întâlnim. Mai sunt și probleme specifice când vor să asfaltăm o anumită stradă sau vor să, nu știu, să reabilităm un trotuar. Mie îmi place, asta fac. Am și vrut să dau un exemplu că se poate. În ultimul an am fost prezent în cartier săptămânal. Am mutat chiar cu totul audiențele, înainte le țineam și la sediu și în cartier. Acum chiar sunt în cartier, oamenii s-au obișnuit cu mine, îmi scriu zilnic pe Facebook, mă sună, le-am lăsat numărul de telefon, mă sună cu orice fel de problemă. Am reușit să rezolvăm probleme care nu țineau neapărat de primărie, am găsit soluționări. Ce ați rezolvat din ele? Păi, cred că sunt în cartier peste 10 proiecte finalizate. Sunt două parcări mari. Acum se lucrează la o parcare pe Alea Topolog, care ne-au spus oamenii că nu o să o faceți niciodată și că de 40 de ani e terenul acesta în situația aceasta. Se lucrează, va fi finalizată într-o lună de zile. Deci e un bonus și eu mă bucur pentru că împreună cu comunitatea de acolo am reușit să salvăm o zonă. Am găsit chiar într-un capăt al acestui teren un loc unde să putem să facem și un spațiu verde, o zonă recreativă, să se bucure copiii și oamenii din cartier să se bucure de acest teren. Avem parcări realizate, avem terenuri reabilitate, avem străzi și trotuare asfaltate, avem un loc de joacă nou, avem pădurea urbană de la Marvimex cu care ne luptăm destul de mult ca să finalizăm un proiect și să fie un teren frumos pe care să-l redăm comunității. S-a muncit foarte mult acolo pentru că a fost un teren cu probleme, a fost un teren cu litigiu. Am făcut plantări de pomi, am plantat peste 14 specii de pomi, de arbori, 3000 de arbori. Am refăcut sistemul de iluminat, acum lucrăm la adaptarea ghienelor de gunoi, că și asta e o problemă acolo în zonă. Pregătim alei noi și pregătim un teren de sport multifuncțional, pregătim loc de joacă, dar toate durează. Oamenii sunt alături de noi, înțeleg. Acum terenul a fost dat în administrare către confort urban și suntem la partea de
autorizare de construire? Suntem în precampanie. Neoficial. Nu știu ce să zic. De fiecare dată când a fost pe teren, oamenii ziceau ați ieșit în campanie. Nu, eu cred că așa a fost tot mandatul meu. Nu cred că o să se schimbe nimic nici anul următor, nici anul acesta. Poate legat de promovare sau de vorbit mai mult în spațiu public, dar în rest... Suntem în precampanie, voiam să vă întreb altceva, dar s-a tot înainte. Ce discuții sunt în PNL Constanța vis-a-vis de alegerile din 2024? Virgil Chițac este candidatul 100% al Constanței, al PNL-ului? Din câte știu eu, da. În momentul de față, da, domnul primar este, va fi următorul candidat al Partidului Național Liberal pentru alegerile locale din 2024. Sperăm că proiectele se finalizeze, să avem un scor bun în alegerile locale. Cam astea sunt discuțiile. N-am discutat nici măcar cu colegii care sunt în funcție, să vedem ce facem, dacă ne vom mai depune candidatura pentru un nou mandat de consilier local. Momentan ne ocupăm de problemele din cartier și suntem conectați cu locuitorii și stăm mai mult pe teren. Se vehiculează la nivel național, probabil și la nivel local, o alianță USR Forța Dreptei PMP. Ok. Cum vedeți lucrul ăsta? Le ură succes. Atât timp cât sunt bine intenționați și susțin proiectele orașului, le ură succes. Dacă nu va fi această alianță, candidatul Forței Dreptei va fi fostul dumneavoastră coleg Bogdan Bola, aici, la Constanța. Da. Ce părere aveți? Mi se pare normal. Este liderul partidului, este... și o responsabilitate pentru el și trebuie să-și asume această candidatură. În ceea ce privește Partidul Social Democrat, vă este frică că va veni cu un adversar puternic încât să-l detroneze, să zicem așa, pe actualul edil? Nu mi-a fost frică nici când dețineau funcția de primar, acum cu atât mai puțin. Nu, și nu este vorba de frică, până la urmă sunt competiții, noi suntem oameni implicați în politică, mergem cu capul sus și o să arătăm, o să vorbim în anul 2024 despre rezultatele pe care le-am obținut în acești 4 ani de zile și proiectele pe care le-am finalizat. Eu sunt mândru de activitatea pe care am avut-o în cartier și sunt sigur că și colegii mei din Partidul Național Liberal s-au implicat foarte mult și au cu ce să iasă în fața oamenilor să prezinte un raport de activitate stufos. Noi vă mulțumim foarte mult și până în 2024 vă mai așteptăm și cu alte subiecte. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră.